Bebe Foxy, pe unde ești, Bebe Foxy? Ia stai așa să vedem unde s-a dus Bebe Foxy, că au venit bebelușii aici să se joace cu ea, colegii ei. Bebe Foxy, oh, uite că am găsit-o, Bebe Foxy, trezirea! Ce-i, tati? Oh, mi-a dat cu capul de patul ăsta de sus. A venit Rebecca împreună cu prietenii tăi să vă jucați și Luis aici, ia uite. Dar nu știu unde s-a dus acum. Rebecca, ia uite aici pe Rebecca. Care bună dimineața, că-i seara afară, uite-te. E seara? Ba, nu s-a făcut dimineața, am glumit. Tati, ce zi e azi? Astăzi e duminică, Bebe Fox, e duminică și mâine începe din nou școala, a fost weekend. Ce zi e azi, tati? Duminică, Bebe Fox, duminică. Și ce se întâmplă astăzi? Astăzi ce se întâmplă? E ultima zi de weekend. De weekend, Bebe Foxy, ai urechile înfundate sau nu-mi dau eu seama? Ce v-a trezit, ce ai cu mine? Aveți ceva de mâncat? Da, sigur că da, stai așa că îți gătesc ceva, uite aici frumos așa de mâncare. Bună, Rebecca! Vrei niște fructe de mare? Da, luați loc, fructe de mare, ia tati, ălea să rămâi și tu. Păi atunci ce vrei? Ochi, uite, îți fac un ochi de dimineață. Cartofi prăjiți, tati! Cartofi prăjiți? Uite, bine, cartofi prăjiți cu ketchup atunci. Da, 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 uite acum ți aduc. Stai așa, uite aici Bebe Foxy și stai că le... Ce bun arată! Stai așa. De foare. Stai așa să le pui și la prietenii tăi. Numai hrăni de... Uite aici, Rebecca, și ție, stai așa să le pun la toți prietenii tăi. Ioi, ce bun arată! Îți plac cartofii? Păi stai să le dau și la prietenii tăi și după aceea. Acum stai așa că îți dau acum imediat. Uite s-a pus și lui să gătească așa, Luis. Tu stai Bebe Foxy că-ți fac eu o porție acum de cartofi, de n-ai mai mâncat niciodată. Vreau cu Bebe Luis, tati, că-mi bani. Păi Luis, ce ai făcut acolo că tu ai făcut carne la Bebe Foxy? Nu vreau carne. O, păi el și-o gătit lui Bebe Foxy. Nu vrea Bebe Foxy carne, Luis. Nu vreau carne. Uite aici Bebe Foxy, stai așa că o iau. Uite, ți-am pus aici, Luis, pentru tine. Și mai trebuie să-i punem și la Lina o porție de cartofi, da? Ăștia nu sunt așa crocanți. Acum uite, ți-am făcut lui, sunt mai crocanți. Ia să văd. Bun? Ăștia sunt mai buni, tati. Îți plac, așa, îți plac. Ia uite, îi punem și la Lina. Gata, v-am pus la toți de mâncare. Gata, tati, m-am săturat, astea să mai beau și... Da, stați că vă aduc și sucuri, uite aici, sucuri de toate felurile. Vi le pun aici pe mijlocul mesei și vă alegeți voi pe care îl vreți. Uite așa, mai luăm și de asta, că uite, el aș face singură suc. Uite, și tu aștept să-ți fac eu suc, Bebe Foxy. Da, uite, o singură fetiță ai. Adevărat, și asta. Nu trebuie pește, mănca tu dacă vrei. Eu uite aici, ți-am mai făcut un pahar. De cartofi am mâncat, nu mai pot să merg. Așa. Tati, știi ce? Nu pot să merg atât de mult am mâncat. Păi cine te-a pus să mănânci așa multe dimineața, Bebe Foxy? Păi da, mi-a fost foame, tati, da. Ia uite, ce, abia merg, tati, mi se aplau, nu mai pot. Păi cum că eu văd că aplauzi? Tati, nu ești de gașcă. Bine, bine, Bebe Foxy, eu am ceva treabă și o să plec de acasă, să fiți cuminți, da? Să... Da, da, să nu faceți prostii, să fiți cu minții aici și o să revin mai târziu puțin, bine? Bine, tati, o să fim cu minții, adică. Nu, că am o întâlnire importantă, să nu cumva să faceți ceva, întâlnire? Da, bine? E cu cine, tati, unde? Cu cineva de la muncă am o întâlnire. A, te angajezi aici? Da, păi urmează să mă angajez, de asta, știi? No, bă, stai așa că văd că am primit mesajul. Și am primit mesaj de la Gagica 10. Ia să vedem ce zice Gagica 10. Să ne întâlnim chiar acum la restaurant. Stai să-i scriu. Sigur că da, Gagica 10. În 5 minute sunt la restaurant. Da, abia aștept să ne vedem. Gata, am trimis mesajul. Bine, ăla-i. Mă duc la restaurant. Gata, colegi, chemați-vă.
cineva ceva de băut? Stai, bebe Foxy, că eu am aruncat cu șervețele pe jos, peste tot! Party people! Am comandat pizza! Dar cine plătește? Nu contează cine plătește, contează cine le mănâncă! Mai vin și prietenii voștri să facem petrecere mare! Știți ce am vrut să fac întotdeauna? Haideți în camera lui tati să-i sărim pe pat! Veniți? Wow, hai să mergem! Da, are patul moale? Da, are patul moale și tata nu mă lasă niciodată să-i sar pe pat! Haideți repede! Haideți să sunt să aici în spatele tău, bebe Foxy, păi acum vin! Și camera și-o lua tati! Ah, am liberit în baie! Stați așa, măi! Că l-am... Aici! Haideți! 1, 2, 3 și... Uau! Ce fain e patul lui tati! Tati nu mă lasă să stau pe el, că au zis că îi strig, că îi deranjez, că mă urc încălțată, dar e așa fain! Wow! Încă îmi place petrecerea asta la tine acasă, bebe Foxy! Ce putem să mai facem? Hai să vedem! Nu mai ce ne-am uitat în casa asta, vă place, avem o terasă șmecheră! Haideți aici pe balcon să strigăm la vecini, veniți! Da, stai că vine acum, bebe Foxy, uite, am luat un tort! Petrecere! Vecini, petrecere la mine! Petrecere! Hai că vine acum, bebe Foxy, haide, petrecere! Ceva. E asta! Ne băgăm în piscină, vă place? Asta e o cameră secretă, nimeni nu știe. Ce faceți aici? Ce faceți aici? Dă-i cu banila! V-am urmărit și am văzut că ați intrat aici la piscină și am zis că să nu faceți prostii. Ce căutați voi la piscină? Plus că m-au sunat toți vecinii că e foarte mare gălăgie și că toată lumea urlă pe aici. Bebe Foxy, trebuie să discutăm. Nu urlă nimeni, tati, ce ai? Cum nu urlă nimeni, bebe Foxy? Și era foarte mizerie în bucătărie. Când am intrat în casă, era o mizerie în bucătărie de nedescris. Tati, nu urlă nimeni, nimeni nu a făcut mizerie. Doar nu cumva ai făcut petrecere la noi acasă pe ascuns. Păi am petrecut un pic, bebe Foxy, adică ne-am distrat, A fost petrecere, Luis! Luis a spus adevărul, voi ați făcut petrecere la noi acasă, fără să mă întrebi, bebe Foxy. Da, tati. Păi și nu era mai bine să mă întreb și să-ți dau acordul? Cum adică nu? Deci te-ai distrat mai tare? Da. Gata, ești pedepsit atunci. Te pedepsesc, gata. Azi e ultima zi, până o să merg iară la școală de vacanță, că e duminică. Și tu mă pedepsești duminica, tati? Da. Nu vreau să stau în camera mea restul zilei. Din momentul ăsta o să te duci în camera ta și o să te apuci de teme. Ai, mă, tati, te rog. Haide. Hai să mergem în camera ta, să intri acolo și să te apuci de teme, da? Am și eu ceva de zis. Ia, spune. Ce e doamna asta cu care ai venit? Parcă erai la muncă, cu treabă. Cine-i? Eram la muncă, nu știu cine-i. Unde ai venit cu o doamnă? Ce-i cu
Da, oh, gagica, gagica 10. Pardon, gagica, cum te cheamă? Da, așa, pardon, gagica, da. Ce? Spune. Te pedepsesc eu pe tine. De ce? Te-ai dus la gagici în loc de muncă. Nu e adevărat, m-am dus. M-am dus la muncă pe pe Foxy. Am mințit amândoi, așadar niciunul nu este pedepsit. Bine, să zicem. Hai să continuăm petrecerea atunci. Haide, stai așa să înceapă dansul. Stai puțin așa să găsim dansul ăla frumos. Ia uite aici. Ia uite, haide să înceapă. Da, Bebe Foxy, dă-i și tu muzica aia un pic mai tare, să auzim acolo niște muzică, uite așa, nu ai problemă. Haide, bagă dansă. Și-am plecat la drum departe. Așa, ia uite aici, dansă. Vântul lui, ei. Hai cu dansul, ia uite și lui ce dans bagă. Și-am plecat la drum, am un vis nebun. Distracție e în doi. În suspină, în șoptește mă alină. Nu e doar un vis. Cam acesta a fost episodul Hudinașilor și Vulpițelor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Un follow pe Instagram Hudini.insta și Foxy.insta. Primul link din descriere vă duce către Trovo, unde facem live-uri zilnice și vă așteptăm pe toți. Haideți, pa, pa! Pa, pa!